Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, în această zi luminată încă de sărbătoarea pe care o trăim, care ne luminează, care ne încălzește, precum acele limbi ca de foc care s-au coborât astăzi și în același timp, acum de mult, asupra apostolilor lui Hristos. Ne aflăm într-una dintre cele mai mari sărbători ale Ortodoxiei, ale calendarului nostru creștin, și de aceea dedicăm dialogul de astăzi marii teme a nașterii bisericii. De aici, evident, vom putea desprinde și alte subteme, precum biserica astăzi, ce-i trebuie bisericii astăzi ca să navigheze în aceeași direcție în care a orientat-o Hristos și multe alte lucruri care s-ar putea desprinde din extraordinara temă de astăzi. Invitatul meu este cu adevărat o bucurie pentru mine și nu numai. Încă încerc să mențin surpriza, vă voi da câteva detalii despre biografia sa. Ulterior voi avea onoarea să încep acest dialog cu cel care mi este deja alături. Invitatul meu a fost bursier al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Grecia. A fost cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a desfășurat o intensă, fertilă activitate publicistică. Este un om care iubește cărțile și scrisul, asta e bine de subliniat. În octombrie 2011 a fost ales în ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. În ședința Sfântului Sinod al Bisericii noastre, de asemenea, din data de 5 octombrie 2017, deci recent, a fost ales în postul vacant de episcop al Hușilor, fiind întronizat în data de 22 octombrie 2017, o zi pe care nu o vom uita și care a fost o mare bucurie pentru toți credincioșii din Episcopia Hușilor. V-ați dat seama, îl am alături pe preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor, căruia îi mulțumesc mult că mi-a acceptat invitația și căruia îi spun din toată inima bun venit. Vă mulțumesc pentru invitație, Doamne ajută! Vă bucur că sunteți aici, preasfinția voastră, mă bucur că putem avea un dialog în sfârșit, pentru că eu mi-l doream de foarte mult timp, de când v-ați întors în țară, întrucât sunteți unul dintre martorii înalți ai bisericii noastre, care poate privi de la o anumită altitudine rezervată, evident, înaltului cler, asupra lucrurilor din biserică, asupra bisericii, asupra contextului în care biserica astăzi trăiește. Și înainte de a ajunge în miezul discuției noastre legate de marea sărbătoare de astăzi a Rusalilor, aș vrea, pentru că sunteți prima dată în emisiunea aceasta, să vă întreb, în primul rând, când ați plecat din țară, cum i-ați găsit pe românii din diaspora, despre care, când se vorbește în mass media, se vorbește adesea critic, fără respect, sunt prezentați ca niște oameni care stau doar la cozi, la vamă, să intre, să iasă din țară, oameni care sunt implicați în diverse contexte sociale dincolo. Eu cred că deja avem peste hotare o mică Românie pe care dumneavoastră ați cunoscut-o foarte bine. Vă întreb așadar, cum i-ați găsit, cum i-ați perceput pe acești oameni din diaspora? Și o întrebare care se va desprinde din asta, când v-ați întors după câțiva ani, cum i-ați regăsit pe românii de acasă? Și dacă puși față în față, acești români sunt totuși aceiași. Înainte de a vă răspunde la întrebare, aș vrea să încep cu o confesiune. În sensul că eu vă mulțumesc din suflet că începem această emisiune cu românii din diaspora. Pentru că eu am fost extrem de atașat comunităților noastre pe care le avem acolo, pe care le avem în diaspora. Și pentru mine, fără a fi așa enfatic, chiar este o onoare să vorbesc despre românii din diaspora. Asta spune deja multe. În sensul că cel puțin din punct de vedere spiritual, și nu numai spiritual, și social, pentru că Biserica Ortodoxă Română în diaspora este implicată nu numai la nivelul, să spunem, slujbelor, la nivelul vieții ecleziastice în viața românilor din diaspora, ci și din punct de vedere social. Și cred eu, am această intuiție, aproape de certitudine, că preoții noștri, episcopii noștri din diaspora sunt cei care au
o imagine cea mai concretă asupra ceea ce înseamnă românul în diaspora, în dimensiunea lui spirituală, în dimensiunea lui socială, economică și așa mai departe. Pentru că e și mai vulnerabil acolo. E un străin în fond, iar străinul are un statut vulnerabil, fragil. Și cred că și de aceea empatia și simpatia noastră ar trebui să fie mai accentuate în ce îi privește, la nivel instituțional mai ales. Da, aveți foarte mare dreptate, însă eu mă gândesc că nu cred că ar trebui să avem, nu avem nevoie de niște stimul extern pentru a ne face misiunea, pentru a fi slujitor de vocație, să ne exercităm în excelență slujirea. Nu avem nevoie de acest stimul, și anume că suntem în străinătate, că suntem privați de cei de acasă, de mediul în care am crescut, de educație, de cultura cu care mental suntem atât de obișnuiți. Cred că, în primul rând, să ne gândim că toate cele suflete sunt chipurile lui Dumnezeu, în care noi avem o responsabilitate, slujitorii bisericii, extraordinară, extraordinară, o responsabilitate, și toate celelalte vin de la sine. Contextul, diaspora, faptul că multora dintre români le este foarte greu acolo să acomodeze, toate începuturile, fiecare, deci viața fiecărui român, aș putea spune în partea ei inițială, în diaspora, în momentul în care mers în diaspora, aș putea spune, fără să exagerez, este o mică dramă. O mică dramă. Și se resimte asta. Da, și de adaptare, de a-și găsi un job, un loc de muncă adecvat, cu gândul acasă să-și plătească datoriile, că nu pleacă în străinătate cineva pentru că de a învăța limba în așa fel încât alogenii să nu se uite chiorâși la ei și așa mai departe. Și atunci există această zbatere din toate punctele de vedere. Dintr-o dată se simte asaltat și de faptul că este departe de țară, de faptul că trebuie să-și plătească anumite datorii. Prezența lui acolo în diaspora este determinată, mai ales din motive financiare. Da. Și atunci, desigur, există oarecare sensibilitate, să spunem, pe care noi o detectăm, noi o depistăm în momentul în care ei vin la biserică. Revenind la întrebarea dumneavoastră, eu am găsit în felul următor, i-am găsit în felul următor pe românii din diaspora, cel puțin din punct de vedere spiritual, extrem de atașați de comunitățile de care ei fac parte. Adică au conștiința aceasta apartenenței la parohia respectivă. Diaspora, paradoxal, îți fortifică această conștiință. Evident, pentru că, nu știu, undeva mă gândesc că viața noastră e întotdeauna dintr-un paradox în paradox. Și este o antinomie. Cu cât ești mai dispersat, că de fapt asta înseamnă diaspora, exact. Cu cât ești mai dispersat, cu cât ești ai tendința aceasta de a te extinde și pe plan social și pe plan cultural, trebuie să înveți o limbă. Deci este o anumită extensie, să spunem, forțată de contextul în care trăiești. Extensia aceasta a sufletului, a mentalului cu care tu ești obișnuit. Și atunci, inerent, există o sensibilitate. Și sensibilitatea aceasta este cea pe care noi o intuim foarte bine. Avem grijă să ne raportăm cu cea mai mare gingășie și să reușim să fortificăm lăuntric persoana respectivă. Prin urmare, așa o primă concluzie, să spunem, da, i-am simțit foarte, foarte atașați de comunitate. Adică au această conștiință a unei apartenențe față de parohie. Biserica, cu adevărat, este cea care devine centrul vieții lor. De-abia așteaptă ca să vină duminica, după o zi de travaliu, la modul cât se poate de propriu, din toate punctele de vedere, să vină la biserică, să întâlnească în sinaxa eucharistică, să întâlnească cu ceilalți români conaționali ai lor. Practic apare realitatea unei familii cu adevărat ecleziale în Occident, în diaspora. Și ascultându-vă vorbind și aducându-mi și eu aminte de o experiență personală a petrecerii unui timp în această diaspora, realizez că normalitatea relației cu biserica o găsim într-un grad mai ridicat în diaspora decât la noi acasă. E și acesta un paradox. Apropo de această intensitate a conștiinței lor, a apartenenței lor la biserică, a faptului că vin spre biserică ca spre o mamă care cumva îi ocrotește sau cel puțin încearcă să o facă atât cât poate.
Aici la noi, evident, lucrurile stau altfel și nici nu prea poate să fie altfel decât așa, pentru că dincolo, simțindu-te minoritar, în mod firesc, ți se declanșează reflexul acesta de a fi unit cu cei din jurul tău, de a te apropia mai mult de biserică care te mângâie, cu limba ta pe care nu vrei să o uiți și așa mai departe. Cred că este ceva mai mult decât atât, mă iertați, în sensul că nu prea aș fi foarte de acord cu acest clișeu că ești departe de țară, inevitabil cauți biserica ca pe unicul reper de care tu te poți agăța. Nu știu. Nu e doar așa. Nu aș merge pe linia aceasta, aș merge pe altă linie. Străinătatea este cea care, într-un fel, îți provoacă o reconversie spirituală. Sunt foarte mulți români care în satele lor, în orașele lor, biserica era la doi pași. Nu mergeau. Nici la vecene, nici la liturghie. Da, la asta m-am gândit. Acum se duc. Eu am întrebat. Ce vă determină pe voi ca să veniți de la 100 de mile, 200 de mile, să vă puneți pe mașină cu 3-4 copii, să veniți dis de dimineață... Câteva ore în mașină. La liturghie. De multe ori liturghia poate să înceapă la 8. Pentru că suntem condiționați de la 10, știu, încep cele alte confesiuni. Și unul dintre răspunsurile cele mai frumoase pe care le-am primit, sigur că n-aș generaliza, nu cred că în mințile tuturor ar fi un asemenea răspuns, o asemenea motivație, este că Dumnezeu mi-a devenit mult mai lăuntric aici în străinătate decât îmi era în România. Mi s-a părut ceva extraordinar. Sigur, pe lângă ceilalți factori pe care dumneavoastră i-ați invocat, însă aș merge undeva ceva mult mai profund decât la nivelul acesta unei raportări strict sociologice față de biserică. Pentru că eu neîncetat, să știți, subliniez acest fapt, chiar și în România, de când am venit, biserica, comunitatea respectivă, nu este un spațiu de socializare. Poate să fie și acesta. Nu este nici măcar locul în care noi încercăm să ne rezolvăm anumite probleme de natură spirituală, acum șochez prin ceea ce spun, ci este spațiul în care noi descoperim un nou mod de viață, altul decât cel cu care suntem obișnuiți în secular, în lumea aceasta, din afara zidului. De fapt, descoperim prospețimea creștinismului, care când e autentic, devine chiar un mod de viață. Despre asta vorbim. Exact. În sensul că dacă eu mă raportez la liturghie, de exemplu. Mă duc la liturghie și știu că pentru mine liturghia este centrul vieții mele și încep să metabolizez toate cuvintele liturghiei. Eu am întâlnit, pot să vă dau un exemplu extraordinar, o româncă care trăiește în Elveția, căsătorită cu un elvețian, ea din născare a fost baptistă. Și îmi vorbea despre liturghie, sigur, acum este convertită la ortodoxie, îmi vorbea despre liturghie, cum n-am auzit un ortodox din născare vorbind despre liturghie. În Occident obișnim, ca cel puțin partea centrală a liturghiei, anafora liturgică, textele acelea dinainte de luați, mâncați, să recitim cu voce tare. Ce îmi spune această femeie baptistă mie, în momentul în care m-a preluat de la aeroport, când am fost într-o misiune în Elveția, preasfințite? Este extraordinar cum lăudați trăimea și cum lăudăm noi trăimea în liturghie. Nicăieri n-am auzit așa ceva. Nu, nicăieri în alt spațiu confesional nu se întâmplă asta. Apropo de bogăția liturgică și în același timp cultural liturgică a ortodoxiei noastre. Prin urmare, raportarea față de biserică nu este numai de un simplu atașament. Clar. Sau de un spațiu în care eu mă simt ca acasă, într-un fel, pot să am o replică a ceea ce înseamnă biserica de la mine de acasă, aud în limba română slujba, aud predica, mai văd ceva tradiții la marile sărbători. Este mult mai mult, mult mai mult decât aș spune, cu permisiunea preasfinției voastre, că în diaspora, unde inevitabil ești străin, îl întâlnești mai ușor pe străinul cu majusculă care a fost Hristos. În străinătate, ca și fiul risipitor plecat departe, ai șansa, cred, să-l întâlnești mai ușor pe Hristos, pe care acasă, uneori, nici măcar nu-l bagi în seamă. Este ceea ce a spus și încerc eu să rezum. O ultimă întrebare legată de acest registru al discuției noastre, cred că v-ar pune-o foarte multă lume, eu îndrăznesc să o pun în numele multora. Cum este viața de ierarh ortodox român în diasporă? Și cum vi se pare că este în România? Acum puteți să faceți comparație. Și cred că intuiți la ce mă refer. Mi este foarte greu să fac o comparație în ceea ce privește viața de episcop, de ierarh în,
în România, chiar dacă am 7-8 luni de când m-am întors în România. Sigur, contextul este diferit. Chiar metodele pastorale sunt diferite. Sunt linii mari ca să mă exprim cât se poate de suplu. Nu prea aș vedea foarte mari diferențe. Constat la nivelul comunităților niște diferențe. În sensul că, cer iertare că spun pe nume acestor lucruri, există oarecare inerție, o raportare față de biserică mai mult de factură tradițională. E terapeutic să spunem pe nume lucrurilor, preasfinția voastră. Ne face bine. Eu însumi sunt adeptul aceste maniere de a dialoga și de a discuta. Este oarecare inerție. În sensul că ne raportăm la biserică mai mult din punct de vedere tradițional. Avem nevoie de un Hristos tradițional, de o biserică în care găsim tradițiile, mai ales la marile sărbători, fără o aprofundare a ceea ce înseamnă actul credinței și o conștientizare a ceea ce presupune acest act al credinței. Eu am un verb pe care îl prefer extraordinar de mult, a metaboliza. Da. Adică tot ceea ce tu auzi în biserică, și cuvântul de învățătură, și predica, și liturgia, și vecernia, totul să devină carnea ta, să devină sângele tău, să devină viața ta. Nu pot deveni aceste lucruri, viața ta, sângele tău, carnea ta, dacă tu nu înțelegi, nu pricepi, nu te supui un efort, să spunem, de natură cognitivă, de cunoaștere, a proprietare credințe. Nu o poți aprofunda dacă nu te interoghezi. Mi-ați adus aminte de metafora splendidă din Apocalipsă, când îngerul îi aduce cartea lui Ioan și spune ia-o și mănânc-o, și gustul ei era ca mierea. Să citești ca și cum mănânci, să citești un text sacru al Scripturii ca și cum mănânci și să metabolizezi într-adevăr ca pe o hrană. Există și o carte splendidă, sunt sigur că o iubiți, Cuvinte bune de mâncat, a acelui mare sud-american, psihiatru, în același timp creștin și ortodox, dar Cartea cuvintelor bune de mâncat. Doar această raportare, aș zice, metapoetică la creștinism este cu adevărat eficace astăzi, mai ales pentru zona intelectuală. Asta ne face foarte bine să ne raportăm la Hristos ca și cum e contemporan cu noi, la Sfânta Scriptură ca și cum a fost scrisă alaltă ieri pentru noi, pentru că altfel, istoricizând, nu facem decât să mai așternem un strat de praf, să muzealizăm niște lucruri care palpită de viață. Miezul creștinismului e mereu fierbinte, dar ignorăm lucrul acesta. Eu aș pleda foarte mult pe trăirea creștinismului nu prin reflexe, ci prin mărturisire și asumare. Prin reflex este extraordinar. Poate fi un început, să spunem, o rampă de unde tu te lansezi în această aventură extraordinară, ceea ce înseamnă viața creștină, viața în Hristos, cum o numim noi, atât de generic din punct de vedere ortodox. Trebuie undeva lucrurile acestea mult mai mult aprofundate, mult mai mult conștientizate. Eu îndrăgesc foarte mult cei care vin și mă întreabă, preasfințite, de ce când ieșiți la liturghie necădiți pe toți cei din biserică? Nimeni nu se întreabă. Mi-ar fi plăcut să mă întrebe cineva, de ce ne cădiți, preasfințite? Da. Când ieșiți, faceți această cădire, e numai un simplu ritual. Nu este un ritual. Ce se ascunde în spatele simbolului. Dar nu este un simplu ritual. Și atunci, în momentul în care el mă întreabă, eu îi voi spune, așa cum eu cădesc icoanele de pe pereții bisericilor, că ei sunt icoanele lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu, și dumneavoastră și toți creștinii, eu vă cădesc, cinstindu-vă ca și icoane, ca și chipuri ale lui Dumnezeu. Exact. De aceea vă cădesc pe voi. Nu ies numai așa pentru a face o chestiune de rit. Am dat un exemplu minusculisim. Sunt atâtea aspecte din viața noastră liturgică, din viața noastră de trăire duhovnicească, pe care de multe ori văd că le primim așa într-o manieră foarte inerțială. Inerțială, din păcate. Și dacă tot e să spunem lucrurilor pe nume, vreau să mut acest registru al discuției la sfârșit, dar o fac doar punctual acum. Biserica are nevoie azi, exact de ce spuneți, de curaj mărturisitor și de un cler cultivat, educat, dincolo de teologic. Adică un cler capabil să intuiască, să descifreze mintea oamenilor din biserica în care el slujește. Aș zice, dacă nu mai aveți nimic de adăugat pe marginea acestui subiect introductiv, să pătrundem în miezul dialogului nostru dedicat
marii sărbători de astăzi, Rusalile. Multă lume, de asemenea, știe lucruri superficiale despre Rusalii, știe mai mult ceva legat de tradiții, de frunzele de nuc care se duc la biserică și, evident, știe mai puțin despre simbolurile profunde, iar simbolul, cum s-a spus, e un pariu cu nevăzutul, include credința, să crezi în ceea ce doar simbolic ți se revelează și să descifrești ceea ce e dincolo de asta. Sfânta Scriptură a rămas chiar în dreptul preasfinției voastre. Avem în textul din Faptele Apostolilor, capitolul 2, un referat substanțial despre ce s-a întâmplat în ziua în care, practic, s-a născut Biserica creștină. Și, evident, v-aș lăsa pe preasfinția voastră, nu neapărat să citiți textul, cât să configurați contextul în care s-a petrecut acest eveniment care inaugurează în istorie prezența Bisericii. Dacă mă îngăduiți, aș veni cu anumite precizări de ordin conceptual. Eu aș pleda și aș miza să încercăm să ne debarasăm în anumit sărbătoarea Rusalilor, cu numele de Rusalii, să-i spunem cinzecime. În momentul în care voi spuneți cinzecime, nu înseamnă numai că la 50 de zile sigur s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc asupra apostolului, ceva mult mai profund decât atâta. Și aș fi într-un fel într-o consonanță biblică, pentru că în Faptele Apostolului Vechiului Testament. Exact, dar e foarte important, sigur. Este extraordinar. Adică, de ce ni se spune? Nu, în Scriptură niciun cuvânt este aruncat acolo întâmplător. Are o semnificație precisă, o corelație cu alt eveniment sau cu un alt text din Vechiul Testament. Dacă ni se spune în acest referat, să spunem, text biblic, care face relatare despre pogorârea Duhului Sfânt, în ziua cinzecimii iudaice... E nu, mult mai precis. Nu este o întâmplare. Nu este o întâmplare pentru că cinzecimea iudaică era cea în care evreii practic rememorau primirea legământului a tablelor legii pe muntele Sinai de către Moise. Și veneau în Ierusalim. Mulți dintre ei din diaspora. Din diaspora, apropo. Da. Exact. Și atunci, în momentul în care noi vom fi un pic mai rigoriști, sigur, nu este vorba de neapărat de un șovinist lingvistic. Aș spune mai riguroși. Mai riguroși, cred că e mult mai corect. Undeva ni se deschide o paletă de semnificații asupra acestei sărbători extraordinară. Adică paralelismul între Moise și Hristos, care este noul Moise, Hristos, și pogorârea Duhului Sfânt, evenimentul acesta al pogorârii Duhului Sfânt, este extraordinar. Adică avem câteva concepte, câteva teme comune celor două evenimente. Cel din Vechiul Testament, de pe muntele Sinai, și cel din Ierusalim, din fața templului, unde au venit apostolii. Sigur că Sfântul Evanghelist Luca nu ne mai spune că din foișorul în care ei erau adunați apostolii, foarte frumos, zice că erau într-un singur loc. Sensul că a venit Duhul Sfânt în viața omului presupune să ai o unitate interioară a ființei tale. Nu e o întâmplare acolo. A venit pentru cei aflați deja în comuniune. Exact. Și pentru comuniune. Și erau în același loc, în același topos, dacă aș putea spune. Apropo, se spune că toți erau în același loc și știu că în zona patristică au fost discuții chiar între marii părinți dacă acest cuvânt toți se referă doar la cei 12 sau se referă inclusiv la cercurile concentrice din jurul miezului apostolii. Este foarte greu de dat răspunsul. Cert este că mulți dintre bibliști înclină înspre interpretarea sau exegeza următoare. Apostolii erau adunați în foișorul cel de sus, erau în același loc, ceea ce implică ideea de unitate. Da. Și unitatea ne-o dă Duhul Sfânt, este de la Duhul Sfânt și în primul rând cea interioară a propriei noastre ființe, pentru că, sigur, noi vorbim foarte mult acum despre dezbinare, sciziune, la nivel macro, la nivelul popoar, la nivelul unei comunități, la nivelul unei biserici chiar, însă prea puțin vorbim despre lupta aceasta noastră de a ne regăsi propria unitate lăuntrică, că de fapt noi suntem fiecare scindați în parte și scindați, dar suntem purtători acestui germen al dezbinării. Pentru că noi înșine suntem rupți
pulverizați în 100 de părți. Războiul cel dintre noi îl provocăm noi înșine. Da, și această stare de sciziune, această stare de ruptură lăuntrică, toți trăim, avem momente cumplite, nu fac altceva, nu face altceva decât prin mine, prin celălalt, să fie multiplicată această stare de dezbinare. Și apostolii care erau adunați acolo erau într-un singur loc. Într-un singur loc, în ziua cincizecimii, pentru că cincizecimea, pogorârea Duhului Sfânt, este ca o renoire a unui legământ pe care îl aduce de data aceasta Hristos în inimile oamenilor. Și el devine în lăuntru omului Hristos. Sigur că noi spunem și că în ziua cincizecimii a fost întemeiată în chip văzut biserica. Aici aș fi ceva puțin mai nuanțat din punct de vedere patristic. Este destul de delicat să facem o asemenea afirmație. Toți avem acest clișeu și aproape toate predicile în ziua de cincizecime încep cu această propoziție. În ziua de cincizecime a fost întemeiată biserica. Nu. Mă rog. În ziua de cincizecime biserica a luat naștere în chip concret. Ea deja era întemeiată în trupul lui Hristos. Era deja lăuntric. Sigur că da. Trupul lui Hristos, Părintele Stăniloae are niște pagini absolut superbe, trupul lui Hristos nu este altceva decât extensia sau umanitatea îndumnezeită a lui Hristos în extensia sa, care este biserica. Deja am schimbat o altă perspectivă. Nu mai am perspectiva aceea unei, viziuni instituționale despre biserică. Ori la cincizecime, tocmai lucrul acesta are loc. Biserica a fost întemeiată de Hristos în trupul său, prin toate cele patru acte, să spunem, ale mântuirii. Toate, începând cu întruparea și culminând cu crucea. Cu crucea și cu învierea în fund și la urmă urmei. Desigur. Ori înălțarea Domnului la cer este de fapt temeiul teologic al pogorârii Duhului Sfânt. De ce? Nu numai că Hristos le-a făgăduit apostolului că va veni Duhul Sfânt și spune că eu trebuie să mă duc la Tatăl ca să-L trimit pe Mânghietorul, pe Cel care este Duhul adevărului. Pentru că urcarea la cer a lui Hristos nu înseamnă altceva decât umanitatea îndumnezeită, pneumatizată, plină de energiile lui Dumnezeu. Și această covârșire de îndumnezeire, ea se revarsă în ziua, din umanitatea lui Hristos, în momentul în care s-a urcat la cer, se revarsă în ziua cincizecimii, când Hristos devine lăuntric în sufletele apostolilor, pentru că cum vă puteți închipui că apostolul Petru, care era un fricoș, avea o chestiune de instabilitate, să spunem, ceea ce privește credința, ba foarte, cu multă fervoare, fervent, ba un fricos, era frică și de slujnica, care l-a întrebat, ești tu cumva dintre cei ai Nazarineanului în vremea răstignirii? Și un fricos, zice, nu, nici nu-l cunosc, nu l-am văzut. Da. Și dintr-o dată, acum este el capabil, apostolul Petru, să le vorbească tuturor evreilor veniți din diaspora la sărbătoarea cincizecimii pe explanada templului, cu un curaj, cu certitudine extraordinară. Despre cine? Și aici este foarte interesant, pentru că mesajul sau cherigma apostolic avea în centru pe Hristos cel înviat, nu pe altcineva. Vestirea mărturisitoare. Exact asta s-a întâmplat atunci, o vestire mărturisitoare a lui Petru. Și ni se spune în Faptele Apostolilor că acest cuvânt plin de forță, care i-a mișcat pe cele câteva mii de oameni prezente atunci în locul respectiv, a contribuit chiar la decizia pe care mulți au luat atunci de a se boteza. Vă dați seama ce forță a avut acest cuvânt, pentru că nu e atât de simplu să cazi brusc pe gândul convertirii. E ceva cu adevărat extraordinar și doar prezența Duhului Sfânt în ei, în apostoli, putea să opereze, ca să spun așa, un act de asemenea învergură și profunzime. Dar ascultându-vă vorbind despre înălțare, aș vrea să nu uităm asta. Hristos, când s-a înălțat la ceruri, s-a înălțat cu firea noastră omenească cu tot. E vorba și de o înălțare a noastră care ne este accesibilă exact datorită acestui fapt. Este practic întreruperea acelei forțe care ne trage în jos, cum spune Simon Vei, la care eu țin într-un mod deosebit, în greutatea aceasta, lupta între greutatea păcatului care e
Una gravitațională ne trage în jos din punct de vedere moral și forța ascensională a Harului, care ca o mână ne ridică și ne înalță. Asta se întâmplă în creștinism. Pare o metaforă, dar nu e. E o realitate. Revenind la textul, să spunem, în care este relatat evenimentul sărbătorii de astăzi, al cinzecimii, vă spuneam că temeiul teologic al cinzecimii este înălțarea Domnului. Exact. Umanitatea, exact cum ați spus dumneavoastră, umanitatea deplină îndumnezeită, pneumatizată, plină de energiile cele dumnezeiești. Și această umanitate, în extensia ei, care o numim noi biserică, în ziua cinzecimii, Hristos devine lăuntric omului. Și întotdeauna, ca să înțeleg, pentru că undeva este un amănunt în evenimentul înălțării Domnului la cerul, care ar trebui un pic să ne stătânească niște întrebări, o interogație. Cum apostolii care au stat în preajma lui Hristos vreme de 3 ani și ceva, l-au văzut vorbind extraordinar, cum nimeni n-a putut să vorbească și nu va vorbi niciodată. L-au văzut făcând minuni, l-au văzut la muntele schimbări la față, în slavă, în lumină. Cum ei s-au putut despărți, se spune cu bucurie mare, întorcându-se la templu, petrecând în templu, în rugăciuni și laude. Cum adică? Adică tu te poți despărți de omul care este cel mai drag. Ce puțin omenește, dacă o luăm noi așa, cât de grele sunt despărțile ei, chiar cele să spunem, temporare, de scurtă durată, nu știu, provizorii, de ce natură vreți. Sigur că cele care sunt definitive, într-un fel, dacă este vorba de moartea cuiva care ne este foarte drag, lasă noi o ruptură, simțim că e o absență. Totuși, la apostol, nu se poate vorbi de absență. Potrivi o covârșire a prezenței lui Hristos după înălțarea la cer. Așadar, ce le-a transferat sufletește o asemenea bucurie? O bucurie paradoxală după despărțire. Nu cumva certitudinea, văzându-L înălțându-se, că într-adevăr El era Dumnezeu? Mai mult decât atât. Hristos devine pentru ei o realitate interioară covârșitoare. Mult mai mult. Și ca să înțelegem bine această atitudine, această stare a apostolului care s-a întors despărțindu-se de Hristos, cu ochii ațintiți înspre Cel, văzându-L înălțându-se la cer, ca să înțelegem mai bine, aș face o corelație cu un alt pasaj, cu un alt eveniment biblic. Și anume, l-ați și adus în atenție la începutul discuției noastre. Este vorba de întâlnirea lui Hristos, de acel itinerar pe care l-a făcut Hristos cu Luca și cu Cleopa. Este splendid, este extraordinar. Drumul Emausului. Da, pe drumul Emausului. Când Hristos devine covârșitor de văzut, ca să pot, dacă mă pot exprima copleșitor. În fel, și copleșitor de văzut în inima lor, după ce El a devenit nevăzut. Oare Roman Pata Pievici are un text absolut superb, o interpretare minunată asupra acestui pasaj al drumului înspre Emaus cu Luca și cu Cleopa. Da. Și în Omul recent. Este splendid acolo. Probabil că undeva și cealaltă carte, Partea nevăzută, decide exact totul. Probabil că undeva așa are această extrasă, să spunem, are ca și sursă, ca și izvor, acest pasaj. Să ne oprim doar o clipă asupra acestui titlu memorabil. Partea nevăzută decide totul. Nevăzutul e mai important decât văzutul. Este profunda viziune creștină asupra lucrurilor. Este absolut superb. În sens, la cina din Emaus, Hristos devine nevăzut în momentul în care frânge pâinea. E atunci îl cunosc pe Hristos. Atunci devine mai văzut în sufletele lor când El devine nevăzut. Adică prezența lui Hristos interioară este atât de covârșitoare încât ei numai atunci conștientizează și au capacitatea de a face o rememorare a stărilor, a trăilor pe care le-au avut. Pentru că ei zic, oare nu ardea inima? De ce nu au spus apostolii? Încă în timp ce mergeau și îl însoțeau, îl acompaniau pe Hristos, sau Hristos îi acompaniau, luați-o cum vreți dumneavoastră, de ce nu au această efuziune de trăire, spunându-i Hristos, inima noastră arde, avem o trăire intensă, extraordinară. Nu spun pe drum, pe cale, ci numai în momentul în care se frânge pâinea, în momentul în care Hristos, și elementul acesta este cel mai esențial din
toată această relatare, când Hristos devine nevăzut. Același lucru este și la cincizecime. Hristos devine o realitate covârșitoare pentru apostoli. Devine o realitate lăuntrică. Că asta înseamnă biserica, am fost la urma urmei. Iar substanța ei, credința, presupune cu necesitate nevăzutul. Pentru că nu poți să afirmi, cred că există cartea aceasta pe masă. O văd. Deci credința însă își presupune nevăzutul ca subiect al ei. Și avem de-a face, sigur, cu subiectul istoriei însăși, care e Hristos. Da. Și undeva, sigur că nuanțele sunt, nici eu nu reușesc să le transmit cu precizia cu care aș vrea să le transmit, sau cel puțin sunt ele acolo așezate în mintea și în inima mea. În sensul că la cincizecime sunt atâtea elemente în relatarea aceasta minunată. Se spune că a venit ca un vuiet mare. Ca un vuiet. Da, mare, vuiet, repede, urgent, o chestiune. Și în limba greacă este chiar folosit acel termen de îndată. De îndată, imediat, toate lucrurile au loc o anumită precipitație, dacă aș putea spune, în sensul foarte pozitiv al cuvântului. Nu este întâmplătoare. Pentru că experiența lui Ilie pe Muntele Carmel, la fel, vuiet, pucioasă și abia într-o adiere lină, imperceptibilă, a vântului spune, acolo sunt eu. Manifestări teofanice, ca să înțeleagă și prea intelectualizații noștri telespectatori. Da, da. Sunt manifestări ale lui Dumnezeu însuși, care se inserează uneori în istorie, în timp, în realitatea concretă și apar aceste efecte pe care autorul biblic le descrie așa, ca un vuiet mare, și ceva mai târziu apare sintagma sau pogorât asupra fiecăruia dintre ei limbi ca de foc. Îmi place această formulare ca de foc, pentru că nu erau de foc pârjolitor. Ca de foc trimite, nu, la lumină dumnezeiască. Sfântul Ioare Palamare, o interpretare foarte frumoasă legată de această sintagmă și chiar insistă asupra acestei diferențe semantice de înțelegere, da, a expresiei ca de foc și nu limbi de foc. Exact. De ce? Pentru că Duhul Sfânt, ca ipostas, cel de-al treilea ipostas din trăime, el nu poate fi confundat cu cele materiale. El nu poate fi asimilat cu cele materiale în niciun fel. El poate lua chipul limbilor de foc. Și aici este iarăși o interpretare extraordinară de frumoasă. Tot Sfântul Grigore Palamane spune de ce Duhul Sfânt este cel care se descoperă în felul acesta în limbi ca de foc. Sigur, de foc spune că focul este cel care și purifică și curăță, dar este și cel care te încălzește, te luminează. Exact. Te face incandescent pe dinăuntru. Da, 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 da. Te face fierbinte, cum îi plăcea Sfântului Pavel să spună. Da. Și Sfântul Grigore Palama spune că această sintagmă este folosită de Sfântul Apostol Luca tocmai pentru limbile de foc, limba, pentru a arăta de ofințimea cuvântului care este Hristos cu Duhul Sfânt. Așa cum noi cuvintele toate le rostim cu limba, este organul în care noi avem capacitatea de a emite sunete și așa mai departe, același lucru se poate spune despre Duhul Sfânt și despre cuvânt. Este absolut extraordinar. Să ne uităm cariera fantastică a acestui substantiv, cuvântul, cuvântul întemeietor, cuvântul de la creație, cuvântul care se face carne, se face trup, iată, limbile, cuvântul mărturisitor și așa mai departe. Suntem o religie logocentrică, se poate spune. Creștinismul este o religie logocentrică, logosul fiind persoana lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat. Da, iată, ne aflăm în miezul unei asemenea eveniment riguros istoric, relatat în această carte cu conținut riguros istoric, care este Faptele Apostolilor și care dă mărturie despre evenimentele inaugurale, ca să spun așa, care au propulsat ulterior creștinismul în tot spațiul Imperiului Roman. Ce ar mai fi de spus? Faptul că apostolii atunci au primit puterea de a vesti cuvântul în limbi necunoscute lor niciodată. E încă o minune care, desigur, contribuie la actul convertirii foarte apropiate a celor care i-au ascultat atunci,
și care se întrebau unii chiar bănuitori, nu cumva aceștia au consumat ceva înainte, iertați-mi expresia mai colovială, dar apare acest scepticism în referatul cărții respective. Unii au bănuit pe apostoli că băuseră ceva înainte și că începuseră să vorbească razna. Ori, de fapt, e vorba de o minune extraordinar de curată și de puternică. Care are ca și, dacă mă îngăduiți, ca și, sau are drept corespondent, și asta tot părinții bisericii și slujbele în sine. Da. Noi putem să descoperim niște semnificații extraordinare dacă am, sau cel puțin am avea această deprindere, ca înainte de slujbe, să punem mâna să citim slujba praznicului respectiv, pentru că slujbele în sine, textele, himnurile liturgice sunt cele care îți redau, îți livrează deja semnificația profundă a sărbătorii. Ori, iarăși există un corespondent între Babilon, între turnul Babel, iertați-mă, nu Babilon, turnul Babel, dar noi avem expresia de Babilonie, adică nu ne înțelegem în niciun fel, nu reușim să găsim sensul acelea comune care să ne ajute și pierdem comunicarea interumană. Da, și atunci există acest corespondent între turnul Babel și ziua cincizecimii, în care Babelul înseamnă păcatul, dezintegrare, dezordine, orgoliu dezintegrator. Da, da. Tot ce înseamnă, tot ce putem noi numi sciziune. Cinzecime, Duhul Sfânt înseamnă armonie, înseamnă rânduială, inclusiv în acest dar pe care l-au primit apostolii de a putea vorbi în limba fiecăruia care era venit de departe din diaspora iudaică ca să audă mesajul despre Hristos cel înviat. Sigur că ulterior de aici ar putea, poate constitui un alt subiect, nu cred că este cazul să intrăm. Există și o pervertire a ceea ce înseamnă darul acesta al glosolaliei, preluat de către anumite culte neoprotestante, care, fără niciun fel de justificare... Acest dar al glosolaliei, de fapt, a avut o rațiune temporară, după cum știm, întrucât ulterior el nu a mai fost necesar. Dar atunci a fost necesar. Aș spune că acest dar oferit atunci apostolilor e cel care a provocat, unificând pentru toți mesajul acesta al lui Hristos, în prima apologie a lui Hristos, pe care a făcut-o Sfântul Petru. Nu cumva vorbim de prima apologie din istoria creștinismului, nu Sfântul Petru atunci, în fața a mii de oameni, îl apără pe Hristos? Mă iertați, aș avea o altă viziune, n-aș numi-o neapărat apologie, sunt un pic mai sensibil asupra acestui termen, care este de o altă factură. În fața neîncrederii unora, la asta m-am referit. N-aș vrea să intru în zona aceasta. Hristos nu cred că are nevoie să fie apărat. Nici astăzi? Nu. Are nevoie să fie mărturisit. Da. Într-o manieră extraordinară. E o nuanță pentru care vă mulțumesc. Adică Sfântul Apostol Petru nu îl apără pe Hristos, nu face apologia ceea ce înseamnă Hristos cel înviat, imensitatea jertfelui pe cruce, suferința colosală pentru oameni. Nu există nimic din lucrul acesta. Există o mărturisire clară, limpede, precisă asupra ceea ce înseamnă Hristos cel înviat. Și această mărturisire în sine, eu undeva cred că apologia, deși avem apologeții greci, avem tradiția aceasta a apologeticii, cred că undeva i-a luat naștere, cel puțin aceasta este intuiția mea, s-ar putea să mă înșel, nu am pretenția aceasta de a spune ceva definitiv. În momentul în care a lipsit această mărturisire, dublată de o trăire extraordinară, de o trăire în Duhul Sfânt. Eu mă gândeam însă la apărarea lui Hristos, mai ales astăzi, când vedem că este atacat la nivelul contestării mesajului înalt conservator al bisericii. A fost mereu atacat Hristos, dar într-adevăr cea mai bună apărare a lui Hristos o constituie mărturisirea prin propria noastră viață, așa cum suntem îndemnați chiar de către El în rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că dacă trăim asemănător Lui, îl mărturisim pe El. Ori El știm că a fost crezut fără să facă eforturi, ca să spun așa, oratorice de a fi crezut. Și aici, într-adevăr, e o nuanță foarte importantă. Ce se întâmplă?
Sigur că trăim vremuri în care există această ostilitate față de biserică, această ostilitate față de creștinism. În momentul în care noi devenim niște vașnici apărători ai ortodoxiei, ai bisericii, undeva lucrurile, mie nu-mi par foarte autentice. Sună foarte... Da, cred că deja foarte... face parte această atitudine din mentalitatea cetății asediate, care nu trebuie să devină niciodată biserica. E o mentalitate mortală, aș spune, total pernicioasă. Adică eu aș pleda pe o mărturisire în care ai în carnea ta, în sângele tău, revin la aceeași imagine, este ADN-ul vieții tale, Hristos, tot ce ține de viața în Hristos. Și tu însuți, prin ceea ce faci, prin gesturile tale, prin mimica feței tale, prin modul cum te îmbraci, orice faci tu, toate nu fac altceva decât să trimite la Hristos. Absolut. Sigur că idealizez, probabil, vă părea că idealizez, dar noi aici undeva trebuie să țintim. Părintele Arsenie Papacioc are un cuvânt care mi este foarte drag. Țintiți la idealurile cât mai înalte ca să prindeți cât de cât ceva. Exact. Adică... E și rațiunea predicii de pe munte, care ni se pare a fi dus ștacheta mult prea sus pentru noi. Sau vă amintiți de legenda inchizitorului, care îi reproșează lui Hristos revenit în imaginarul lui Dostoievski, țineți minte segmentul acesta din Frații Karamazov, marele inchizitor îi reproșează lui Hristos, ai adus oamenilor lucruri pe care ei nici măcar nu le pot prețui, nu le pot înțelege, precum libertatea. Oamenii au nevoie de pâine, au nevoie de circ, ca să parafrazăm o expresie veche, nu de libertate. Ce să facă oamenii cu libertatea? Da, iată ce ne aduce Hristos și ne duce cu gândul la cuvântul lui Steinhardt, care spune că cineva care n-a înțeles cât de importantă e libertatea în creștinism, n-a înțeles nimic despre creștinism. Undeva, cred că în zona aceasta trebuie să muncim foarte mult, da. Fiecare dintre noi. Apropo, mai avem doar 2 minute, trebuie să muncim, Preasfinția voastră, fiecare în rolul lui în biserică. Ce credeți că îi trebuie bisericii noastre astăzi ca să iasă cu adevărat în larg, la pescuitul minunat, ca să zic așa? Ce vânt, ce ar conține vântul acesta care să sufle în pânzele bisericii noastre astăzi, în așa fel încât să putem naviga mai departe? Pentru că nu putem contesta, sunt valuri care încearcă să ne destabilizeze. Și avem vulnerabilitățile noastre. Suntem oameni. Cred că este foarte, foarte esențial ca noi să reușim, prin tot ceea ce spunem, să avem un mesaj foarte actual, un mesaj pe calapodul, să spunem, mental al celor cu care noi ne intersectăm, să mai facem și câteva ochiade în ograda culturală a vecinilor noștri, pentru că întotdeauna rămân pentru noi ca exemple de urmat părinții bisericii. Nu erau absenți la preocupările ideologice, culturale ale vremurilor lor. Erau foarte racordați. Erau foarte implicați, pentru că un creștin autentic nu e un om al paseismului, e un om al prezentului. Creștinismul e o sursă de realism. Și dacă pentru mine Hristos devine centrul vieții mele, nu o metaforă, nu o adeziune pur intelectuală sau una de factură tradițională, la care țin și eu foarte mult, sunt extraordinar. Avem și la ce ține. Sigur, extraordinare și tradiția. Nu ne oprim în acestea. Exact. Și dacă mai reușim să, într-un fel, să prindem schemele ideologice ale celor cu care noi ne confruntăm și să răspundem exact, să percutăm exact la provocările lor, este extraordinar. Eu acum, zilele trecute, rămâneam uimit. Poate că pare ciudat. Citesc o carte, Sfârșitul modernității, Gianni Vattimo. Acolo, în primul eseu, este un studiu despre nihilism. Și analizează nihilismul la Nietzsche și la Heidegger. Este extraordinar ce spun acești doi oameni, chiar dacă, absolut, mai ales Nietzsche a fost un nihilist prin excelență. Nihilismul pentru el înseamnă devalorizarea valorilor supreme. Exact. Este ceea ce trăim noi acum. Să nu uităm că tot Nietzsche, prea mult blamat, inclusiv în zona creștină, a murit cu cuvântul răstignitul pe buze, chiar în nebunia lui, și a depistat o toxină în interiorul creștinismului pe care el o numește moralină. Apropo de moralizarea aceasta care pe unii, în loc să-i ajute, chiar le face foarte mult rău. Și apropo de Vattimo, mă bucur mult că l-ați pomenit, e unul din marii gânditorii contemporani care în a doua parte a vieții lui, deși a stat cam departe de biserică, a revenit asupra problematicii credinței.
și putem vorbi chiar de o convertire a lui Fatimo în ultimul timp. Și Nietzsche îmi spune exact cu ceea ce eu mă confrunt. Exact. Sigur că le numește valori supreme. Păi pentru mine valoarea supremă este familia. Noi asistăm la o dinamitare acestui concept. Eu personal, de exemplu, am mai spus-o, nu sunt de acord cu sintagma de tradițional. Familia nu poate fi decât numai tradițional. Adică nu poate fi decât numai alt în felul acesta. În fine, Heidegger spune că nihilismul, secularizarea, cum vrem noi, deși conceptele sunt total diferite, dacă suntem un pic, privim la Schubler toate acestea, îmi spune că nihilismul nu înseamnă altceva decât transformarea ființei într-o valoare de schimb. Da. Este extraordinar. Dacă noi reușim să ne asumăm un pic și aceste concepte, să le manevrăm, să le botezăm un pic semantic, le punem în circuitul discursului nostru, sigur plasticizat, pentru că nu putem să mergem în fața credincioșilor, că e destul de complicat, dar putem să avem un mesaj foarte puternic, în primul rând, trăindu-ne noi credința și fiind conștienți de faptul că este foarte important să ne debarasăm de un creștinism sociologic, cum să-l numesc, în alt termen, adică mă duc la biserică să socializez, să dau bifez un pomen. Prezența. Nu, este altceva. Vreau să descoper în biserică acea comunitate, acea umanitate lui Hristos extinsă în mine, în fiecare dintre noi, vreau să descoper un nou mod de viață sau modul de viață evanghelic care să devină atât de ofertabil pentru cel de lângă mine, încât el să nu aibă altă soluție decât să aleagă acest mod de viață. Nu mai îmi rămâne să adaug decât o mare mulțumire pe care realmente vă exprim din toată inima pentru prezența în emisiune și aș fi onorat să reveniți atunci când mai treceți prin București, pentru că epilogul pe care l-ați făcut atât de elegant e un exemplu de ceea ce trebuie să facem fiecare dintre noi ca slujitori ai bisericii, fiecare pe treapta lui, să ne deschidem rațional spre ceilalți, să căutăm, să ne cultivăm. Creștinismul incită la cunoaștere și la cultură, nu cum cred alții, și în felul acesta, ca și marii părinți ai noștri ai bisericii, metabolizând cultura lumii, să o putem încreștina și în felul acesta să ne aducem contribuția noastră pe calea aceasta a epectazei, ca să spun așa, pe care trebuie să urcăm cu toții. Vă mulțumesc din toată inima, Preasfinția voastră. Mare drag. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră, vă mulțumesc desigur că ați urmărit acest dialog în care am fost onorat de prezența Preasfințitului Ignatie, episcopul Hușilor, și a fost o temă care sper că ne deschide tuturor apetitul spre a căuta să înțelegem cu adevărat ce înseamnă biserica, ce înseamnă creștinismul, ce se ascunde în spatele celor nevăzute, care de fapt decid viața fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc!